Vom citi pentru început câteva versete din epistola scrisă de Pavel către colaboratorul lui Tit, capitolul 2, versetele 11, 12 și 13. Cei care aveți Biblia la voi, vă rog să o deschideți acolo, iar dacă nu aveți, haideți să urmărim textul biblic care spune în felul următor. Căci lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vă bucurați că sunteți în casa Domnului în seara asta. La tineret. Wow. Au. <laughs> Dacă erați mai aproape, poate vă auzeam mai bine. Dragilor, mulțumim pentru timpul de închinare. Cred că Duhul Domnului este la lucru în această seară și aș vrea să ne îndreptăm atenția puțin în seara asta și spre Cuvântul Lui Dumnezeu. Am cântat. Cântări atât de frumoase, le-am rugat, însă aș vrea să vă deschideți Biblia cei care o aveți într-o versiune pe care o aveți la voi, ori o Biblie cu pagini, ori una în format electronic, pentru că vreau în seara aceasta să începem uh, un studiu nou, o secțiune nouă de studiu a acestui an în care am intrat și vom vorbi pentru următoarele săptămâni despre disciplina spirituală. Știu că unii dintre voi v-ați întrebat de multe ori, ce se poate face cu haosul vieții, care e soluția la haosul vieții și la dezordine. Și cred că răspunsul pentru dezordine este să faci ordine. Iar când vine vorba de lucrurile spirituale nu este nicio diferență. Foarte mulți dintre. Cei ce reprezintă generația noastră de creștini din vremea asta trăiesc în dezordine spirituală. Dezordinea spirituală sau haosul spiritual, din multe cauze, este probabil unul dintre lucrurile care plagează cel mai mult generația aceasta. Aș vrea ca în săptămânile care ne stau înainte să ne aplecăm asupra acestui subiect al disciplinelor spirituale. Și în seara aceasta nu voi vorbi despre vreuna dintre disciplinele spirituale, le voi menționa câte una dintre ele, câte, câte unele dintre aceste discipline vor fi aduse în discuție, dar seara asta aș vrea să demarăm studiul nostru, să punem bazele în ceea ce privește studiul despre disciplinele spirituale, vorbind despre nevoia de disciplină spirituală. Poate că. Dacă vă gândiți de ce avem nevoie de discipline spirituale, vă veți gândi imediat la faptul că au nevoie de discipline spirituale oamenii care fac lucruri spirituale importante sau sunt implicați în lucruri importante în biserică sau au activități care, care necesită să fie pregătiți bine spiritual. Eu vreau să vă spun că nevoia de disciplină spirituală este pentru fiecare dintre noi. Ce înseamnă și ce sunt câteva lucruri introductive despre disciplinele spirituale. Disciplinele spirituale sunt niște practici spirituale. Ele sunt practici care ne ajută în procesul de creștere spirituală. Ținta noastră este să semănăm cu Hristos. Ținta noastră este să ducem în lume imaginea a ceea ce este Domnul Isus Hristos. Și acest lucru, acest deziderat, deși dacă ar fi sincer să ne întrebăm toți ca și credincioși, am vrea să semănăm cu Hristos, de multe ori nu știm cum și ce trebuie să facem ca să semănăm cu Hristos. Vreau să înțelegeți de la început că disciplinele spirituale își au ca scop și ca finalitate creșterea noastră spirituală, maturizarea noastră spirituală, modelarea noastră ca și oameni care să se semene cu Hristos. Dacă vă întrebați de ce e nevoie de discipline spirituale, acesta este motivul. Disciplinele spirituale te ajută în acest proces de creștere, de maturizare spirituală. Disciplinele spirituale pot fi personale sau interpersonale. Se va vorbi săptămânile următoare despre acest lucru. Ce înseamnă discipline personale, adică cele pe care le practici tu singur? De exemplu, disciplina rugăciunii. Se va vorbi despre disciplina rugăciunii. Disciplina rugăciunii poate fi o disciplină personală când te rogi singur și poate fi... O disciplină interpersonală sau congregațională atunci când te rogi cu toată biserica. Disciplina postului poate fi și este una dintre disciplinele pe care le practicăm individual. Dar, deși practici postul individual, vor fi momente când mai mulți din biserică postesc. Da? Asta înseamnă o disciplină exercitată în mod interpersonal sau congregațional. Vom vorbi despre nevoia de a dezvolta uh, disciplinele spirituale în viața noastră, și în seara aceasta am trei lucruri despre care vreau să uh, vorbesc, aducând în atenție această nevoie a disciplinelor spirituale. În primul rând, voi vorbi despre ce înseamnă câteva sau care sunt câteva din percepțiile greșite despre disciplina spirituală sau ce nu este disciplina spirituală. Percepții greșite. Știți că există întotdeauna, în mintea noastră, când vine vorba de aproape orice subiect, anumite preconcepții. Și cred că nu-i cazul să dau multe exemple, dar toți avem câte o părere despre aproape orice. Oricum, românii sunt foarte uh, cunoscuți pentru faptul că au câte o opinie vis-a-vis uh, -vis de aproape orice lucru. Dacă v-ați uitat recent la televizor. Dar veți vedea că, sau ați văzut că sunt foarte, foarte multe emisiuni care au exact acest scop: să-și să exprime opinia, cel puțin unii își exprimă opinia despre tot felul de lucruri. Acum, când vine vorba de disciplinele spirituale, pentru că vorbim de biserică, vorbim de trupul lui Hristos, așa să înțelegeți că există și percepții greșite. Pentru că cineva dintre voi va zice, frate, dar eu nu vreau să învăț nimic despre disciplinele spirituale pentru că eu am auzit câteva lucruri și le voi sublinia în câteva minute. Am auzit eu câteva lucruri despre disciplina spirituală și cred că nu sunt pentru mine. A, da, discipline spirituale or fi pentru cei care fac ceva. Haideți să vedem care sunt câteva dintre percepțiile greșite când vine vorba de disciplină spirituală. 1. Disciplina spirituală este simplă, rapidă și se ajunge ușor la ea. Este o preconcepție este o percepție greșită. Câți dintre voi ați spune cu mâna pe inimă, onest, că te disciplina este greu? Ați încercat disciplina? Haideți să vă dau niște exemple. Asta nu e spirituală, dar e o disciplină. Să vă treziți la o oră fixă. Știți că ar trebui să ne rugăm, da? Și să stăm în părtășie cu Domnul. Se spune că dimineața suntem cel mai Fresh și cel mai în formă pentru lucrul ăsta. Dar vă pot, vă pot întreba ceva. Câți dintre noi ne punem ceasul să sune cu jumătate de oră, înainte de timpul când trebuie să ne trezim, ca să ne rugăm? Știți ce e asta? O disciplină. Ea nu e spirituală. Faptul că îți setezi ceasul să sune la o anumită oră, nu este o disciplină spirituală, dar este o disciplină. Și când sună ceasul, nu știu, la șase jumate, poate te trezești la șapte, sau dacă te trezești la șase, pune la cinci jumătate. E foarte greu să nu mai atingi butonul de snooze. Lasă mai 5 minute. Mai 5 minute. Mai 5 minute. Da? Disciplinele spirituale, când vine vorba de ele, se crede sau cred unii că sunt simple și ușoare. Dar. Așa să înțelegem că disciplina spirituală e un proces. Este ceva la care trebuie să ne antrenăm pentru ca apoi să reușim să o atingem. Disciplina spirituală nu este un uh, lucru pe care îl atingi de pe o zi pe alta, ci este un proces de durată. Uh, și mai ceva, el nu vine natural. Câți dintre voi, din nou, venim la ceas și știu că generația celor mai tineri, nu vreau să spun generația voastră, generația celor mai tineri doarme prea mult. Nu știu dacă e... E observația mea personală. Dragii mei, vom ajunge imediat vis-a-vis -vis de discipline spirituale și la timp. Pentru că unul dintre lucrurile pe care disciplinele spirituale îl optimizează, cred eu, din toată inima și ne vom uita în Scriptură, este că ne optimizează folosirea timpului. Acum, deseori, ca tineri, dormim prea mult sau dormiți prea mult. Îți pui ceasul să sune și nu te trezești. Dar câți dintre voi spuneți: Aș prefera să fac ceva util decât să dorm? Știu că voi sunteți generația care s-a născut obosită și trăiește ca să se odihnească. Asta știu. Dar lăsând asta la o parte, Trebuie să înțelegem că disciplina spirituală ne face nouă un bine. E un proces și dacă am o dorință împreună cu cei care vă slujim aici la tineret, este să vă insuflăm dorința să vă disciplinați. Pentru că în încheierea mesajului, relativ scurt din seara aceasta, vom analiza câteva scopuri pentru care trebuie să ne disciplinăm. Și unul dintre aceste scopuri, veți vedea, este tocmai acela de a ne ajuta să semănăm mai mult cu Hristos. Deci, o percepție greșită, spuneam că este că disciplina spirituală este simplă, este ușoară, se ajunge ușor la ea. Dacă vă veți uita la sportivi, la atleți, poate sau eu știu alt sport de performanță, veți vedea că acești oameni se antrenează în mod riguros, își disciplinează organismul și viața pentru ca să poată să Concureze în momentul uh, când au cea mai mare miză. Întotdeauna m-am întrebat cât de greu trebuie să fie pentru un atlet să se antreneze patru ani ca să alerge 8 secunde, cât este, sau sub 8 secunde, cât este uh, timpul efectiv al uh, alergării de 100 de metri. Te antrenezi patru ani ca într-o zi să alergi câteva secunde. Pentru asta îți trebuie o disciplină riguroasă. Te trezești la o anumită oră, mănânci o anumită dietă, faci anumite lucruri și la fel de adevărat este că nu faci anumite lucruri, asta înseamnă disciplină. Prin urmare, disciplina spirituală nu este ușoară, dar este un proces la care fiecare dintre noi ar trebui să subscriem. O, uh, o altă concepție greșită despre disciplina spirituală este aceea că disciplina spirituală se întâmplă de la sine. Vor zice unii, dacă vin la biserică, dacă din când în când mai fac câte o activitate, cumva, cumva, mă discipline spiritual. Nu. Disciplina spirituală trebuie să fie un act de voință. Pentru că dacă nu începe cu o intenție, ea nu se va materializa niciodată în nimic. Să nu trăiți cu impresia că vă veți disciplina spiritual de la sine. Încearcă să te disciplinezi în propria ta viață. Încearcă ca înainte de sesiune să înveți. Nu cu o seară înainte de examen să înveți. Da? Asta, asta înseamnă disciplină. Pentru că ce se întâmplă dacă, dacă ești un student care nu ți-ai disciplinat și nu ți-ai dozat bine timpul, te vei trezi în sesiune, că nu știi câtă materie ai și când în sfârșit colegul sau colega îți dă Materia îți spune cât ai de învățat, Începe problemele. Începe disciplinat din timp să înveți. Și când mai ai o zi până la examen, fă doar o recapitulare. Nu începe să înveți atât. Atunci, da? Disciplina spirituală nu se întâmplă de la sine. Da? Un alt lucru pe care deseori îl avem greșit despre disciplina spirituală este că disciplina spirituală aduce favorul lui Dumnezeu în viața noastră și prin disciplina spirituală ne revanșăm pentru păcatele noastre. Dragii mei, dacă practici disciplina spirituală, adică dacă ești disciplinat spiritual, vor zice unii că Dumnezeu te va iubi mai mult. Nu este așa. Prin disciplină spirituală nu câștigăm favorul lui Dumnezeu și nici nu ne compensăm păcatele. Pentru asta a murit Hristos. Da? Prin Hristos suntem iertați. Dacă ne pocăim prin jertfa Lui, dacă recunoaștem ce am greșit, suntem iertați. Dar faptul că ești disciplinat spiritual sau încerci să practici anumite discipline spirituale, nu atragi nici favorul Lui Dumnezeu și nici nu compensezi alte lucruri care lipsesc din viața ta. Uh. Aici, dacă crezi că disciplinele spirituale îți aduc favorul lui Dumnezeu, te afli pe un teritoriu periculos, pentru că asta făceau și fariseii. Știți ce făceau fariseii și cărturarii uneori, dar fariseii în speță au fost deseori uh, ținta cuvintelor Domnului Isus, pentru că ei încercau să țină o anumită rigurozitate în a face uh, și a împlini ceea ce spunea legea lui Dumnezeu. Dar, fără ca disciplina lor, oricât de bună ar fi fost, să fie ceva care să conducă spre cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru ei disciplina a devenit lege. Și acesta este unul dintre pericole. Dacă nu înțelegi disciplina spirituală ca fiind o modalitate prin care tu să poți să te apropii de Dumnezeu, să-ți conturezi mai bine viața spirituală, să-ți modelezi viața spirituală, riscul este ca disciplina spirituală să devină legalism. Și asta se întâmpla în viața fariseilor și se întâmplă în viața oamenilor religioși. Dacă vă veți uita, omul religios, care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, în viața căruia Dumnezeu n-a produs nicio transformare, este omul care se străduiește să fie în măsura care înțelege împlinitor al unui set de reguli și de legi. Pentru că speranța lui este că dacă le bifiază pe toate, Dumnezeu cumva o să-l iubească sau o să-l accepte. Și mai spuneam deja și repet, disciplinele spirituale, la lucru pe care îl știm greșit, este că disciplinele spirituale, credem noi, sunt doar pentru o elită spirituală. Da, slujitorii trebuie să fie disciplinați spiritual, predicatorii trebuie să fie disciplinați spiritual, cântăreții trebuie să fie disciplinați spiritual, dar eu? Eu sunt doar un membru în biserică. Eu doar vin la biserică, ascult, m-am botezat, particip. Disciplina spirituală nu e doar pentru o elită, ci este pentru toți. Aș vrea să înțelegem acest lucru. Și mai e ceva, un lucru pe care sper din tot sufletul că îl veți înțelege corect, este că disciplina spirituală e o, o concepție greșită. Disciplina spirituală înseamnă să te implici în tot ce se întâmplă în biserică. Trăiesc unii cu impresia că dacă vrei cu adevărat să fii disciplinat spiritual, trebuie să le faci pe toate. Vreau să vă spun ceva. Fiecare dintre noi a trebuit să facem doar acele lucruri la care simțim chemarea lui Dumnezeu și lucrurile acelea pentru care Dumnezeu ne-a dat înzestrarea ca să le facem. Ce ziceți? E o abordare onestă? Să faci ceea ce Dumnezeu te-a chemat să faci, ceea ce simți că inima te cheamă și te îndeamnă să faci și lucrurile acelea pentru care ai chemarea și înzestrarea lui Dumnezeu. Disciplina spirituală nu înseamnă să te implici în tot. Sunt mulți oameni în biserică care vor să se implice în toate lucrurile. Deși acest lucru pare la o primă vedere un lucru bun. El nu denotă faptul că omul este disciplinat spiritual. Pentru că a fi disciplinat spiritual înseamnă să știi să faci ce ești chemat și ce ești unzestrat de Dumnezeu. Doamne ajută-ne la acest lucru. Deci sper că am clarificat câteva lucruri care vorbesc despre ce înseamnă preconcepțiile sau concepțiile greșite despre discipline spirituale. Acum, haideți să vedem ce sunt disciplinele spirituale. Dacă am vorbit despre greșeala în abordarea a ceea ce sunt ele, ce sunt totuși disciplinele spirituale. În primul rând, uh, și acest lucru ar trebui să ni-l însușim pentru că vom ajunge să vrem să ne disciplinăm atunci când vom înțelege ce sunt disciplinele spirituale. Și asta face parte din nevoia noastră de a înțelege. În primul rând, disciplinele spirituale sunt activități spirituale, nu sunt atitudini. Da? Disciplinele sunt lucruri pe care le facem. Vom vorbi săptămânile următoare despre disciplina rugăciunii. Rugăciunea este una dintre disciplinele spirituale importante din viața credinciosului. Dar rugăciunea nu este o atitudine. Rugăciunea este o acțiune, o activitate. Problema de multe ori este că prea mult vorbim despre rugăciune și poate că prea puțin o facem. Când te disciplinezi spiritual și înveți disciplina rugăciunii, vei învăța că ea trebuie practicată. Da? Vom vorbi apoi despre disciplina cuvântului lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă asta? Este o activitate, o acțiune. Studiul cuvântului, cititul cuvântului, meditarea la cuvântul lui Dumnezeu. Vom vorbi despre disciplina postului. Câți dintre noi ne disciplinăm să postim? E o disciplină destul de grea, da? Și unii dintre noi, dacă ne uităm în oglindă sau ne punem pe cântar, poate ar trebui să ne disciplinăm mult mai mult în direcția asta, da? Deci, disciplinele spirituale sunt activități spirituale, nu atitudini. Apoi, disciplinele spirituale. Sunt activități spirituale, nu daruri spirituale. Despre darurile spirituale poate cu altă ocazie, dar activitatea spirituală este ceva ce vine din disciplină, da? Câți dintre voi, spre exemplu, pun o întrebare, ați practicat disciplina solitudinii, se numește, sau singurătatea cu Dumnezeu, când stai tu și Dumnezeu meditezi la cuvântul lui Dumnezeu, te rogi, dar stai în liniște, la o parte, față de tot zgomotul lumii și îți timp să stai tu cu Dumnezeu. Știți că este una dintre disciplinele spirituale importante din viața credinciosului. Este o disciplină pe care a practicat-o Domnul Isus. Știți ce spune Biblia? Că desi ori Domnul se ducea singur la o parte să se roage, să stea de vorbă cu Tatăl, să stea în părtășie cu Dumnezeu. Și dacă veți citi cu atenție Evanghelile, veți vedea des această sintagmă. Domnul Isus sau Isus a dus singur să se roage. Câți dintre voi și câți dintre noi practicăm disciplina simplității? Știți ce înseamnă disciplina simplității? Ca să-ți concentrezi viața ta în așa fel încât să trăiești o viață simplă și frumoasă cu Dumnezeu. Una din marile probleme ale generației noastre de creștini este că trăim vieți complicate. Uneori ele sunt, viața e complicată pentru că ea se întâmplă. Dar pe lângă asta, deseori ne complicăm noi viața. Există o disciplină a simplității, prin care te străduiești, te pui efort, te înveți, te antrenezi să trăiești simplu pentru Dumnezeu. Sper să fiți prezenți la sesiunile următoare. Vor fi subiecte interesante și aș vrea să învățăm din ele. Cu siguranță, fiecare dintre noi. Și când zic fiecare dintre noi, înțeleg absolut fiecare dintre noi. Vom avea de învățat din aceste lucruri. Deci, Revin la definirea disciplinelor, ce sunt ele? Am spus că sunt activități spirituale, nu atitudini. Al doilea lucru care definește foarte clar disciplina spirituală este că ele au la bază principii biblice, nu practici omenești. Poate cineva uh, se va întreba, dar de ce trebuie să mă disciplinez spiritual? De unde vin astea? Că și alte religii au discipline. E adevărat. Dar disciplinele spirituale ale creștinului vin din Biblie. Știți de ce este important să folosim principiile biblice și nu practicile omenești? Pentru că este o mare miză. Știți care este miza disciplinării noastre spirituale? Unu, veșnicia cu Dumnezeu. Veșnicia însăși trebuie să ne motiveze ca să ne disciplinăm spiritual. Miza este veșnicia, apoi cealaltă miză este faptul că slujim unui Dumnezeu viu, care așteaptă o relație de la noi. Când ești într-o relație cu cineva, știi că disciplina ta vis-a-vis -vis de relația aceea definește cât ești de serios sau de neserios. Disciplina este prezentă în toate aspectele vieții noastre. Dacă ne luăm timp să gândim puțin... Om vedea că trebuie să fii disciplinat când trebuie să ajungi la ore. Da? Știți că e o disciplină foarte simplă când ora începe la 8 și tu trebuie să fii acolo la ce oră? La 8 fără. Da? Ca să nu te trezești în postura că intri și tu când intri și saluți bună dimineața și profesorul îți spune dimineața era când au venit ceilalți. E o disciplină simplă. Disciplina duce la seriozitate. Când ești într-o relație cu cineva și spui că te întâlnești cu cineva la o anumită oră și nu vii la ora aceea, denotă neseriozitate, dar ea nu vine decât din indisciplină. Dacă ai spus că ești acolo la o anumită oră, străduiește-te să fii acolo cu câteva minute mai devreme. E tot disciplina. Dacă ai spus că faci ceva, Adică ți-ai luat un angajament. Ai făcut o promisiune. Ca să o respecti, trebuie să te disciplinezi. Știi ce înseamnă disciplina asta? Nu-ți lua angajamente pe care nu le poți ține. E o chestiune de disciplină. Promite puțin și fă mult. Sau spune puțin și fă întotdeauna mai mult decât ai spus. Că dacă faci invers, denotă indisciplină. Vedeți, disciplina este peste tot. În toate domeniile vieții noastre. Dacă ai spus mamei tale și tatălui tău că la 10 ești acasă, păi să fii acasă la 10, nu? Ce înseamnă asta? Disciplină. Știu că orele în palierul existenței, la o anumită vârstă, nu au semnificație mare. Dar înseamnă disciplină. Dacă țintești să termini facultatea, știi ce trebuie să faci? Să te disciplinezi. Știți cum se spune despre facultate? Primii cinci ani sunt mai grei până ajungi în anul trei. Dar asta e indisciplină. Dacă ai o țintă, înseamnă să te disciplinezi luați orice domeniu din viața voastră și încercați să vedeți dacă disciplina e prezentă acolo. Da? Deci, ce este disciplina? Sunt activități, nu atitudini, au la bază principii biblice. Uitați-vă în Scriptură. Domnul Iisus a trăit o viață disciplinată. Se retrăgea singur, se ruga. Mergea și făcea. Știți care este cea mai mare dovada disciplinei de care Domnul Iisus dă dovadă în Scriptură și care este pentru noi sau ar trebui să fie cel mai mare exemplu. Și ce a zis Domnul Iisus? Eu am venit nu să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. În aceste cuvinte stă ascunsă o disciplină spirituală greu de egalat. Și ce zice Domnul Iisus? Viața mea o trăiesc nu cum vreau eu, ci m-am disciplinat să o trăiesc cum vrea Tatăl meu. Uitați în scriptură, exemplul Domnului Isus este cel mai bun. Și încă un lucru care definește disciplina spirituală este că disciplina spirituală este o modalitate spre a atinge ceva, nu o finalitate în sine. Ce înseamnă asta foarte simplu? Noi practicăm disciplinele. Nu doar de dragul de a face ceva. Pentru că doar practicarea disciplinelor, fără un scop, nu te duce decât la legalism. Dar când reușești să practici o disciplină, știind că scopul final este apropierea de Dumnezeu, modelarea ta în caracter, transformarea ta, vei înțelege că disciplina este vehiculul care te duce spre a te plasa pe drumul pe care este Hristos. Pot să vă dau un exemplu biblic. Țineți minte de Zacheu. Ați citit despre Zacheu. Un vameș. Citiți acasă cu atenție pasajul și veți observa un lucru. Știți ce a făcut Zacheu? Când a auzit că Domnul trece prin Ierihon, știți ce a făcut Zacheu? S-a urcat într-un dud, dar cine știe unde era dudul ăla? Era pe drumul pe care trecea Isus. Știți de ce? Vă pun o întrebare. Credeți că Isus nu știa unde locuiește Zacheu? Indiscutabil. Credeți că Isus nu știa ce probleme are vameșul Zacheu? Și care are nevoie disperată de mântuire? Absolut știa. Credeți că Domnul Isus nu știa că Zacheu e păcătos și că a luat de la alții ce nu se cuvenea? Indiscutabil. Știți ce a făcut Zacheu? A înțeles. Că dacă vrea să stea de vorbă cu Hristos, trebuie să se poziționeze acolo pe unde trece Domnul. Ce pot eu să vă spun de aici? Dacă vrei să te pui în calea harului lui Dumnezeu, pe traseul unde Dumnezeu știi că vine cu harul lui, încearcă să te poziționezi prin disciplină pe acolo pe unde e Hristos. Asta este ideea. Zacheu s-a poziționat exact pe unde urma să vină Hristos. Poate asta e cea mai simplă și cea mai clară explicația ce înseamnă disciplina spirituală. Ia disciplina spirituală în ea însăși nu rezolvă mult. Ci te ajută să te poziționezi unde Dumnezeu vrea să fie, unde Dumnezeu vrea ca tu să fii, că el să lucreze în viața ta. Și voi încheia? Cu câteva gânduri despre scopul disciplinelor spirituale. Am spus ce nu sunt disciplinele spirituale, idei greșite, concepții greșite. Am spus ce sunt disciplinele spirituale și acum haideți să vedem, ca să fiți fiecare dintre voi convinși, să fim cu toții convinși că ele sunt necesare, care-i scopul lor? De ce e nevoie de disciplină spirituală? Știu că acest, ați auzit cuvântul disciplină azi mai mult decât ați vrut. Sunt convins de asta. Și disciplina, de fapt, e un cuvânt care nou, nu ne prea place. Dar vă rog să mă îngăduiți să vă spun de ce Dumnezeu ne învață, de ce Scriptura ne învață că trebuie să ne disciplinăm spiritual. În primul rând, și asta consider că sunt importante pentru noi, disciplina spirituală ajută în formarea și în dezvoltarea unui comportament spiritual corect. Când te disciplinezi spiritual, îți formezi și îți dezvolți un comportament spiritual corect. Ce înseamnă comportament spiritual corect? Cum te comporți cu cei din jurul tău ține de comportament spiritual. Comportamentul spiritual este definit și de disciplină. Spuneam adineauri, dacă ției ți un angajament ține-te de el. Adică fii un om de cuvânt. Asta înseamnă Că pentru a ajunge om de cuvânt, trebuie mai întâi să te fi disciplinat. Ca acolo, să ajungi acolo unde tot ce spui, să-și împlinești. Poartă-te frumos cu cei din jurul tău, cu respect. Ăsta este rezultatul. Cum ajungi să te porți frumos cu cei din casa Domnului? Prin faptul că te-ai disciplinat, înțelegând, că trebuie să dăm în dragoste, în unul altuia. E tot rezultatul disciplinei. Disciplina spirituală te va învăța uh, să ai un comportament spiritual corect. Știți că de multe ori eșuăm la comportament. Dacă noi suntem supărați, trebuie toată lumea să știe că eu sunt ofensat și supărat. Eu am o problemă, trebuie toată lumea să știe că eu sunt frustrat, dar un comportament spiritual corect. Mă învață cum să mă raportez corect la ceilalți și cum să mă raportez corect față de Dumnezeu. De aceea, important să învățăm disciplinele spirituale pentru că ele ne formează, ne modelează un comportament spiritual corect. Da? Doi, disciplinele spirituale sunt importante pentru că ajută la formarea și dezvoltarea unui timp de părtășie de calitate cu Dumnezeu. Și aici aș putea să spun multe lucruri, dar nu mai am timpul, dar vreau doar ca idee să o rețineți. E extraordinar de important să te disciplinezi spiritual, dar aș spune și aș îndrăzni să exagerez puțin spunând dacă altceva nu poți lua din disciplina spirituală. Și poate altceva nu poți să aplici în viața ta. Măcar aplic asta. Disciplinându-te spiritual, acest lucru te va ajuta să-ți formezi un timp de părtășie de calitate cu Dumnezeu. Știți de ce? Că timpul de părtășie cu Dumnezeu e foarte important. Și noi nu risipim nimic mai mult în lumea asta decât timpul. Dragi tineri, mă uit la voi. Mă bucur de tinerețea voastră și mă bucur de potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în așa de mulți dintre voi. Dar vreau să vă spun un lucru. Nu vă, jucați, nu vă jucați cu cel mai bun și mai prețios, cea mai prețioasă resursă pe care o aveți în viața voastră. Și anume timpul pe care vi l-a dat Dumnezeu. Zice Pavel, scriind uneia dintre bisericile apropiate de inima lui răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Dacă pot să vă spun ceva, când te disciplinezi spiritual, îți faci un management corect al timpului tău. Pentru că, repet, nimic în lumea asta nu i risipit mai mult decât timpul. Pentru că la vârsta voastră voi ziceți, am timp. Dar nu știu dacă știți că timpul trece și când nu faci nimic. Timpul trece, tace și trece. Iar când ajungi să te disciplinezi spiritual, ajungi să-ți formezi un timp de calitate cu Dumnezeu și să înveți să-ți folosești timpul limitat pe care l ai în lumea asta cu folos. Ca să nu ajungi la o vârstă oarecare și să spui îmi pare rău că am avut timp atunci și l-am mirosit. Uh, disciplina spirituală în ceea ce privește timpul te ajută să-ți definești prioritățile și spunea Marius, dacă ați prins ideea, tot disciplina spirituală te face să te oprești și îți dă un timp de reflecție. Uneori trebuie să te oprești ca să ai acel timp de reflecție, să știi că Dumnezeu este Dumnezeul tău și că Dumnezeu vrea să facă ceva în viața ta. Da? Uh, și închei cu ultimul lucru. Da? De ce, de ce sunt necesare disciplinele spirituale? Am zis că ne formează un comportament spiritual, ne formează, ne modelează, ne ajută să creunăm un comportament spiritual corect. Și toți avem nevoie de asta. Doi, ne ajută să ne formăm timpul nostru corect de părtășie cu Dumnezeu și ne ajută, per general, să ne organizăm bine timpul. Gândiți-vă doar așa. Asta e așa o meditație, o provocare la meditație proprie. Cât din 2023, ca timp, ați considera că l-ați folosit eficient? Și dacă identificați cât timp din 2023 l-ați irosit, putând să faceți altceva mai cu folos. Da? Și un ultim lucru, cum spuneam, disciplinele spirituale. Ne mai ajută la formarea și dezvoltarea noastră ca ucenici a lui Hristos. Și asta trebuie să fie ținta noastră. Dacă ne uităm cu atenție în scriptură, vom descoperi că ucenicii Domnului au fost oameni disciplinați. Nu pentru că ei erau neapărat uh, atât de deosebiți. De fapt, aș îndrăzni să spun că ucenicii Domnului, în, în mare măsură, deși trăiau într-o altă vreme a existenței omenirii, seamănă enorm de mult cu ceea ce suntem noi astăzi, sau invers, noi semănăm foarte mult cu ei. Dar ucenic, știți de la ce vine? Ucenic vine la termenul discipol. Și discipol este omul caracterizat prin, ce credeți voi? Prin disciplină. A spune că marele câștig al înțelegerii disciplinelor spirituale nu este că ele te vor propulsa ca o rachetă să fii tu un super om spiritual. Cred că doar practici discipline fără să le legi de relația vie cu Hristos, ajungi un legalist. Dar dacă înțelegi disciplina ca mijlocul, ca vehiculul acela care te plasează pe acolo pe unde merge Harul lui Dumnezeu, ca efortul tău de a te alinia cu ce vrea Dumnezeu, să se concretizeze în transformarea ta, ai de câștigat. Și disciplina spirituale te ajută să, -ți formezi, să te formezi ca ucenic al lui Hristos. Și cred că asta ar trebui să fie ținta noastră. Dacă îți aduci aminte de ceva, când vine vorba de discipline, măcar nu uita asta. Disciplinându-mă spiritual, ajung să semăn cu ucenicul lui Hristos. Ținta este să fiu un ucenic al lui Hristos. Dar disciplinele sunt modalitatea care îmi dă direcția și schimbă sensul ca să mă intersectez cu ceea ce vrea Dumnezeu pentru viața mea și apoi în final viața mea să semene cu a Lui Hristos prin faptul că sunt un ucenic al Lui Hristos. Domnul să vă binecuvânteze, opresc aceste cuvinte, vă invit la serile următoare unde sunt sigur că vom avea de învățat lucruri frumoase. Amin.